Bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit la un nou interviu. Chiar dacă am avut o perioadă de pauză, noi n-am mai făcut un interviu, cred că aproape de o lună. Revin în forțe, alături de Cristela Georgescu, care îi mulțumesc că seara de vineri, uite, final de săptămână, este alături de noi. Pe o temă mai mult decât importantă în vremurile de astăzi, familia. Și nu din orice perspectivă, ci din perspectiva sănătății pe care ne-o aduce familia sau familia ne aduce sănătatea, nu știu, rămâne să vedem. Îi invit pe toți cei care intră acum și caută să ne urmărească, să ne adreseze întrebări utile, interesante, pe tematica pe care ne-am propus-o astăzi. Și pentru a aștepta un picuț Cristela să intre cei care ne urmăresc de fel, o să încep cu anunțarea workshop-ului, atelierului de împuternicire pe care îl avem pe 19-20 martie. O să discutăm spre final de el, dar cu ocazia asta aș vrea să spui câteva cuvinte, cum spuneam, până se adună lumea, ce facem noi pe 19-20 martie, pentru că este adresat mamelor în special, dar nu numai. Nu numai, da, femeilor. Bună seara tuturor, în primul rând, celor care ne urmăresc live acum și celor care o să urmărească înregistrarea. Săptămâna viitoare, vineri seară și sâmbătă până la prânz, organizăm împreună cu alături de tine, de doamna dr. Sorina Soescu, un atelier de împuternicire nou. După... Și unic. E important de menționat că nu se va relua acest atelier. Da, exact. Cu doamna dr. Sorina Soescu am gândit ca atelierele să fie unicat. Pentru că, în realitate, așa cum fiecare zi din viața noastră este unicat și fiecare oră, și aceste ateliere sunt unicate. Chiar dacă ar trebui să le reluăm, ele nu ar mai fi așa cum au fost prima oară. Însă, atelierul vine în continuare a celor de anul trecut, măștile imunității și apoi valurile voinței. Se numește mai întâi mama, apoi copilul și la urmă restul familiei. Și este un atelier pe care ne-am gândit să-l organizăm privind la cererile care vin către noi pentru consultații. Împreună cu doamna doctor lucrăm pe partea aceasta de educație, fie sub forma atelierelor, deci educație de grup, fie sub forma unui program care se numește consultații complete, în care noi ne împletim cunoștințele și experiențele profesionale și de viață și oferim consultații celor care apelează la noi. Detalii sunt pe site-ul meu, cristelageorgescu.ro, la sesiuni private. Și în urma cererilor pe care le primim pentru aceste consultații private, ne-am dat seama că un astfel de atelier este binevenit pentru că, categoric, orice mamă își dorește binele pentru puiul ei. Dar nu orice mamă știe că binele puiului ei este o consecință a binelui sau a nebinelui ei. Mai mult decât atât, puține familii știu că binele copilului depinde de mediul în care crește, de energia în care crește, de ceea ce părinții emană. Și atunci ne-am gândit că este atât de provocator pentru femeie în ziua de astăzi și mai ales pentru o mamă să facă toate lucrurile pe care societatea și familia se așteaptă de la ea să le facă, inclusiv ea, care e cea mai exigentă cu ea însăși, își stabilește tot felul de standarde imposibil de atins, de superwoman. Și ne-am gândit că am putea face acest atelier în care să le împuternicim pe mame prin cunoaștere, prin exemple concrete, prin experiența noastră de viață și prin materialele pe care le vom pune la dispoziție, să jongleze cu așteptările și cu sarcinile care le revin. Pentru că, cu adevărat, femeia este inima familiei.
cum se spune, bărbatul este creierul, dar în momentul în care ea devine mamă, începe deja să clădească la familie. Și atunci este un moment important, cel de dinainte, cel din timpul sarcinii și cel de după sarcină. Da, și ne vom ocupa de toate aceste perioade. Partea de preconcepție, concepție, naștere, sarcină, naștere și după, creșterea copiilor. Super. Deci da. Cei care doresc să aprofundeze latura aceasta, îi așteptăm weekendul viitor, vineri, începând de la 7 până la 10 seara și sâmbătă de la 11 până la 2 după amiază. Acum da. Că am făcut introducerea aceasta tocmai ca lumea să se alăture și să poată să fie alături de noi încă de la început pe tematica de astăzi, familia, universul sănătății. Și aș vrea să te întreb, Cristela, de unde e ideea aceasta de, ok, familia, de ce ar fi ea universul sănătății? Că familia e importantă, toată lumea spune, e importantă familia, e importantă sănătatea, dar cum legăm noi aceste două concepte, până la urmă, de familie și de sănătate? Pentru că mulți le tratează oarecum separat. Mulțumesc pentru întrebare, Alexandra. Tratăm separat sănătatea și familia, așa cum tratăm separat corpul nostru și sănătatea. Și corpul nostru este tot o familie, de fapt o mare societate formată din mai multe, din miliarde de familii. Sănătate, noi tindem să ne gândim la sănătate doar sau în cea mai mare parte a timpului, ca la absența bolii. Mai ales în perioada actuală, când s-a exacerbat toată această frică de boală. Sănătatea nu înseamnă absența bolii. Sănătatea înseamnă armonie, echilibru între toate corpurile noastre. Noi nu avem doar corp fizic. Vedem foarte bine în perioada actuală ce se întâmplă când ne raportăm mai mult la corpul fizic decât la corpul emoțional. Un exemplu concret, în toată lumea aproape, copiii, din dorința de a proteja copiii, în perioada actuală, sunt supuși la traume emoționale profunde. Secțiile de psihiatrie, cel puțin aici în Austria, este deja oficial, din luna ianuarie, șeful de psihiatrie de la spitalul AKH, dar foarte mulți medici psihiatri, foarte mulți psihologi atrag atenția, au crescut cazurile de suicid la copii, la tineri, pentru că am uitat că nu sunt doar corpul fizic, noi avem un corp emoție. Avem suflet, nu putem neglija aceste lucruri și nu le putem considera ca nefăcând parte din sănătate, doar pentru că nu țin de acea medicină pe care o știu, medicina modernă, medicina alopată. Sufletul și intelectul și spiritul nostru fac parte din medicina integrativă. Medicina, da, integrativă, holistic. Cum se numește. Și atunci, dacă noi înțelegem că nu putem vorbi de sănătate doar ca fiind absența bolii sau doar ca fiind lipsa de suferință a corpului fizic, ci armonia între corpul fizic, între sufletul nostru, emoțiile noastre, între reacțiile noastre, între gândurile noastre și corpul fizic, atunci înțelegem și de ce familia, care este mediul în care corpurile noastre fizice și emoțiile și gândurile trăiesc în cea mai mare parte a timpului, are un rol decisiv. Așa cum o sămânță dă un rod diferit în funcție de terenul pe care o plantezi. Am adus semințe din România, de la niște roșii care mă făceau să plâng în România și aici au ieșit și ele acolo niște chichinețe, da?
altă climă, altă, chiar dacă mama lor... Este sigur, diferit, este diferit solul acolo. Da. Exact. Așa este și familia. Familia este solul în care încolțește sămânța iubirii noastre, copilul. Copilul este rodul iubirii. Nu e nimic altceva, e iubirea noastră. Din moși strămoși, femeile așa se refereau când bărbații plecau la război, la luptă, spuneau, eu rămân să păzesc iubirea noastră, copilul. Noi ne naștem din iubire și nu putem trăi fără iubire. De asta și suferim atât de mult acum, pentru că se duce umanitatea din noi, se duce iubirea din noi. Bucuria de a trăi. Practic. Iubirea de a trăi unii cu alții, Alexandra. Știi? Chiar mă simt personal foarte vulnerabilă. Sunt o persoană care iubește iubirea și iubește să iubească și este foarte provocator pentru mine și solicitant să văd cum iubirea moare, adică ne pierdem umanitatea și asta ucide iubirea din noi. Am ajuns să-mi doresc umanitatea mai presus decât libertatea. Chiar mă gândeam că în temniță, dacă aș fi, dar cu niște colegi de celulă iubitori, care ar să fi ne mai ajutăm, ușor. Ar fi mai ușor decât în libertate cu umanoizi, roboți, pur și simplu, roboți. Adică, da, în sfârșit, să nu deviem, deci... Nu deviem, pentru că și în familie putem să ajungem mici roboței și chiar dacă, uite, avem familie alături de noi, de multe ori suntem angrenați în viața de zi cu zi robotic, ăsta, automatizat, nu? Încât, efectiv, nu mai discutăm unii cu alții, nu mai vorbim de faptul că există ce vremurile în care trăim și, ok, nu putem socializa și cu alții. Dar, din păcate, de multe ori nu se socializează în familie și devenim acești roboței. E, da, e adevărat și acest lucru. Este adevărat. Este cumva situația actuală ne forțează să stăm mai mult în familie și așa se și vede, așa avem ocazia să observăm cât de puține teme comune, idealuri comune avem în familie. Sunt foarte multe cupluri care sunt fiecare cu treaba lui, cu aspirațiile lui, cu visurile lui. Cu camera lui. Da. Cunoaștem, da. Și, bine, dacă ar fi o problemă, știi cum e, că mulți acum lucrează de acasă, ok, nu e nicio problemă, fiecare are nevoie de un spațiu intim, este absolut normal, doar că rămâne mai mult decât doar un spațiu intim așa pe o anumită perioadă de timp, rămâne cam forever. Asta e. Și orice este foarte bine să avem, cum să spun, preocupări diferite, dar direcția noastră trebuie să fie comună. Suntem doi cai care tragem la aceeași căruță. Nu poate să meargă unul la vest și unul la est. De aceea e foarte bine ca înainte de a intra într-un astfel de angajament, să discutăm și care este obiectivul nostru comun. Pentru că femeia ajunge într-un fel la destinație și bărbatul în alt fel. Inclusiv dacă ne uităm la relațiile intime, la partea de sexualitate dintre cei doi. Fiecare o parcurge în felul lui. Fiecare parcurge experiența vieții în felul lui. Dar trebuie să existe un obiectiv comun sau o temă comună, o preocupare comună, cel puțin una, pentru că altfel unde ne intersectăm? Sau puncte comune, apropo de intersecție, uite, ne mai depărtăm, ne intersectăm, ne depărtăm, exact. Ne intersectăm, adică nu doar merge fiecare treaba lui și eventual, uite așa, știi? Unul hăi și unul cea, cum se spune, știi? Exact, exact. Dar lucrul ăsta, așa cum spuneam, e bine de stabilit înainte. Dacă nu l-am stabilit înainte, că poate nu toți am intrat conștient într-o relație, așa,
E bine de stabilit pe parcurs. Pe măsură ce creștem și copiii ne ajută să creștem și să ne transformăm odată cu ei, pentru că, atenție, într-un fel ești mamă când copilul tău e sugar, într-un fel ești mamă când copilul tău e școlar, într-un fel ești mamă când copilul tău este licean și într-un fel ești mamă când e adult tânăr și adult matur. Adică eu rămân mamă, dar felul meu de a vorbi, de a mă comporta și de a mă raporta la el se schimbă odată cu copilul. Cel puțin ar trebui să se schimbe. Ar fi bine. Ar fi bine eu să se schimbe. Eu doar punctez anumite aspecte pentru că poate astfel unele mame conștientizează că este necesară această schimbare, pentru că știi și ai întâlnit, sunt sigură, și tu mame care tratează copilașul de 30 de ani copilaș. Exact. Aici vreau să ajung, despre asta vom vorbi și la atelier. Oamenii sunt învățați să, adică noi trăim bine în familie și familia e un lucru benefic. Dar când fiecare își înțelege rolul și este angajat în propria lui, e conștient cum trăiește. Dom'le, nu trăiesc la voia întâmplării. Care-i rolul meu și ce am eu de făcut? Deci mă schimb. Eu acum am 60 de ani. Nu mai pot să o sun pe fiica mea în fiecare zi, să o întreb ce am mâncat, cât am mâncat, cât a fiert fasolea și ce a dat de mâncare la copil. Nu. A, pot să o sun, să o întreb dacă are nevoie de sprijin. Dacă are nevoie. Pot să fac alte, sau pot să discut cu ea altfel, sau cu fiul meu. Când bunicii care sunt atât de bineveniți la casa omului, cunoaștem și apreciem. Exact. Și când, din dorința lor de a face, toată lumea sau majoritatea dintre noi vrem să facem bine. Uneori din dorința asta așa prea aprigă de a face bine, mai dăm cu bâta în baltă, cum se zice. Și dacă bunicii traversează anumite granițe și nu dau voie copilului, fiică, fiu, să se dezvolte, să se maturizeze, o să fie bunica, adică copilul o să crească un alt copil. Nu se poate. Deci trebuie fiecare să-și respecte spațiul și ritmul dezvoltării. Și spuneam că copilul ne ajută foarte mult, pornisem de la femeie și bărbat, copilul ne ajută mult să vedem cât de important este rolul nostru al amândurora în această evoluție, inclusiv al bunicilor. Dar bunicii au de învățat lecția pe care poate nu au învățat-o când copiii erau mici. Ați văzut, când copiii sunt mici, noi vrem să-i ajutăm fără să-i întrebăm. Noi considerăm că sunt mici, deci neputincioși și ca să nu se nevoiască prea mult, sărim în ajutorul lor, fără să-i întrebăm. Sau cum spun unii, știi, lasă că o să aibă toată viața să fie încercat să se, cum îi zice, să dea de probleme, să dea de lucruri grele, acum măcar exact. Să-l ajut. Există concepția asta, cel puțin în poporul românesc, sigur, e destul de rădăcinată, din păcate. Da. Ajutorul atât copiilor cât și celor din jur, eu am spus de foarte multe ori, nu se dă nesolicitat sau neaprobat. Pentru că nicio ființă de pe acest pământ nu se află aici ca să suferă. Că învățăm mai bine prin suferință, asta e partea a doua. E modelul pe care singurii ni l-am ales. Creatorul nu, cum să spun, nu a făcut omul, creația lui supremă, nu l-a făcut ca să sufere. Nu ăsta a fost. Din contră. Așa, exact. Omul și-a ales această modalitate, repet, prin care învață. Da, și noi ne gândim să nu sufere copilul, dar de multe ori intervenind cu ajutor nesolicitat, putem schimba calea cuiva, putem să-i reducem accesul la o lecție, putem să îi marcăm foarte profund subconștientul de câte ori ajutăm fără să ne fie solicitat ajutorul,
dăm un mesaj subconștient, tu nu ești în stare, ești un neputincios, trebuie, ai nevoie întotdeauna de cineva din afara ta ca să poți să te descurci. Și vedem apoi adulți peste care vine, nu știu, apocalipsa și zic, va, ce să facem? Sau cineva să vină să ne salveze, cineva să schimbe ceva, cineva să facă ceva. Cine? Cine să facă ceva? Dacă vrei să vezi cine poate să facă ceva, ia oglinda și uită-te. Doar acea persoană poate să facă ceva, pe care o vezi în oglindă. Copilul trebuie ajutat. Când e mic, el nu știe să zică ajută-mă. Dar noi, pentru, de multe ori nici nu poate vorbi. Dar cât de mic e, noi îl întrebăm, vrei să te ajute mama? Vrei să facă... Dacă el zice da, ok. Sau îl pot încuraja cu timpul, da? E, la fel și când se face mare. Bunica trebuie să înțeleagă că nu mai este mama care ajuta un copilaș mic. Este o mamă mare și dacă vrea să ajute copilul, trebuie să-l roage, să-l întrebe. Ai nevoie de ajutorul meu? Pot să te ajut cu ceva? Da sau nu? Și dacă copilul spune nu, nu înseamnă că bunica nu e bună sau că nu iubește pe bunica. Nu. Înseamnă doar îți mulțumesc, mama, că ai încredere în mine, că m-ai crescut în așa fel încât să mă descurc singur sau singură. Îți mulțumesc, mama. Asta înseamnă nu. Nu înseamnă nu te iubesc. Să fim foarte atenți ce interpretare dăm lucrurilor. De ce insist asupra rolului pe care fiecare trebuie să-l joace în familie și vom insista și la atelierul nostru? Pentru că dacă nu acordăm atenție rolurilor noastre, distrugem armonia familiei. Este ca o orchestră familia, fiecare are instrument, fiecare este un instrument, are rolul lui. Utilitatea lui. Că e vorba și de simțul utilității, adică în momentul în care cineva vine peste tine, îți face rolul, îți face treaba, îți face tot, păi eu la ce mai sunt bună? Care e utilitatea mea? Care e scopul meu dacă... Exact. Ați văzut, sunt instrumente în orchestră care intervin foarte puțin pe parcursul unei partituri. Poate la tobă de două, trei ori, sau instrumentele de percuție câteodată, nu? Sau inclusiv contrabasul. Foarte puțin, adică el se aude doar câte o vibrație mică. Se aud foarte tare viorile sau nu, se aud suflătorii uneori, dar fiecare își respectă. Dacă contrabasul ar zice vreau și eu să mă aud mai tare sau mai mult în partitura asta, ar strica armonia pe care a conceput-o compozitorul. Dumnezeu este compozitorul partiturii pe care familia noastră o interpretează. De câte ori încercăm să fim mai cumoți, bacă-i femeia mai cum, bacă-i mama mai așa, bacă-i tata, bacă-i bunica, bacă-i bunicu, bacă-i sora, fratele, nu, se strică armonia. Foarte important, vom vorbi și la atelier despre rolul tatălui. Nu vreau să dezvălui foarte mult, dar abia după ce am dat numele atelierului, l-am lansat și am început să creăm materialul scris pentru cei care vor participa, ne-am dat seama că în automatismul nostru, așa, vedeți, și noi vedem cât de ușoare sunt capcanele acestea ale uitării. Intrăm repede în cum am fost crescuți, cum merge societatea, așa tindem să reacționăm sau să acționăm. Reproducem, practic, că asta învățăm încă de mici, să reproducem ceea ce vedem. Exact, exact. Și abia liniștindu-ne, scriind, creând, ne-am dat seama că, de fapt, ordinea firească este așa. Mai întâi mama, apoi partenerul, tatăl sau soțul, apoi copilul și apoi restul. Uh-huh. Și ne-am pus problema cum? Adică de unde apare această eroare care aduce cu sine foarte multă suferință? Majoritatea dizarmoniilor din cuplu apar și pentru că, odată ce devine mamă,
Femeia uită să fie femeie. Da, tinde să uite, tinde să mai fie soția soțului ei sau iubita soțului ei. Cum spunea la un moment dat cineva, înainte de a fi copilul, a fost cuplu. Există, deci bărbatul este primul care apare în viața femeii. Există în această natură, în universul în care trăim, o ordine a lucrurilor. Primul are nevoie de atenția primului. Al doilea are nevoie de atenția celui de-al doilea. Adică trebuie respectată această ierarhie. Asta nu înseamnă că nu-mi pasă de copilul meu și am, nu știu, sunt mama soțului, că și asta mai e. Soțul îi spune soției mami. Nu. Soția e cum o cheamă Mami pe și ea. tati, da, alinturi din astea. Da. De fapt, asta ne arată că soțul încă este copilașul lui mami și așa. Deci, soția e soția, soțul e soțul. De ce vreau să vom insista la atelier pe acest lucru? Pentru că fără să vrem, din diferite motive, bărbatul a fost exclus. Adică se zice așa, domne, femeia, păi ea e cu creația, ea e aleasă. Ea dă naștere. Eronat. Bărbatul dă naștere la rândul lui. Dar bărbatul dă naștere, deci chiar mă gândeam cum ar fi să facem așa o rolul bărbatului în procesul nașterii. Da. Și el dă naștere. Foarte puțin suntem conștienți. Rolul lui este decisiv în perioada sarcinii. Pentru că el dă naștere cumva celui de-al doilea eu, caracterul, spiritul, intelectul, copilul, el dă naștere. În primul rând, ca un copil să apară, e nevoie de trei gânduri. Gândul mamei, gândul tatălui și gândul copilului. Trinitatea. Deci toți trei trebuie să fie de acord. Bun. Apoi, în timpul sarcinii, tatăl prin modul lui de a fi, prin felul în care se raportează la mamă, prin interacțiunea lui cu copilașul de acolo din uter, îi transmite acestuia informații foarte importante care ajută la spiritul, la intelectul și la caracterul lui. La caracterul lui. Foarte, foarte mult. În subconștient. Gândiți-vă că în acele luni copilul este lipsit de orice grijă. El e într-un loc sigur, n-are nicio, să spunem, nu-i lipsește nimic, fizic e în regulă. În felul ăsta, el își concentrează toată conștiința lui în a percepe informațiile despre structura universului, despre lumea în care va veni, despre, da? În momentul în care mama, să spunem, trece prin stări de frică, mai ales la naștere, și știm cu toții că este foarte manipulată nașterea în ziua de azi, adică se intervine foarte mult în sarcină și naștere ca și când ar fi o boală, se medicalizează, s-a medicalizat foarte mult și asta atrage cu sine multă teamă din partea mamei. Dacă o să mă doară, dacă o să... Și despre aceste lucruri vom vorbi în detaliu la seminar, dar acum vreau doar să punctez că în momentul în care mama începe să se teamă, copilul percepe acest lucru, nu doar când este în uter și după ce se naște. Copilul percepe, el e foarte deschis și în acel moment... neîncrederea în sine îl va afecta pentru tot restul vieții, din subconștient, și va lucra, probabil că va ajunge un adult care să conștientizeze și să lucreze cu el, dar îl va afecta și în al doilea rând mai experimentează ceva, abandonul, că mama se teme pentru ea, dacă o să mă doară pe mine o să mă doară. Deci în acel moment copilul e rupt, zice ok, deci mama e cu ea, îi pasă de ea și eu sunt aici singurel. În trecut, înțelepciunea strămoșească, că
când femeile nășteau, nu e cum vedem noi la televizor că urlau și își mulgeau părul din cap. Nu. Aia e pentru filme, știi, dramatismul, ca să... Nu, film. Da. Deci, iubita mea și toți cei care ne ascultă acum, dacă noi încă mai credem că mass media a fost creată ca să, nu știu, doar ca un, o formă de agrement, de entertainment sau doar ca să, nu știu ce să ne facă nouă, îmi pare rău. Să urmărească o transmisiune de-a lui Edit în care a vorbit despre lucrurile astea și despre... Ah, am un lapsus acum, las că nu vreau să fac o greșeală, dar chiar cred că penultima. Așa. Și mă referam la Edith Cadar. Pentru da, cei da, care, da. Dar, că deja dacă suntem dar aici... Dar o știu, probabil, da. Adică probabil, sigur, mulți din cei care ne urmăresc o știu. De la 8 jumătate o să ne vorbească și ea despre luna nouă, despre noile schimbări pe care trebuie să le aducem, vrem, nu vrem. Deci, deci e o seară plină. Ca să, da, să mergem mai departe cu Edith, urmează cealaltă, preia legătura. Corect. Așa, și ce vroiam să spun, că la televizor, ce am văzut noi cu urlatul și așa, e la fel de adevărat cu aceste povești romanțate despre relație. Mamă, relația, mitul romantismului, știi? Nu, dragă, relație. Mă frumos pe calal. Exact, să muncești acolo, ai de muncă în relație. Deci nu intri să te duci tu în weekenduri, te duci și în alea, nu e problemă, dar nu ăsta e scopul. Așa. Și realitatea este distorsionată la televizor. În trecut, în momentul în care începeau contracțiile, atât mama cât și copilul, și mai sunt acum pe la triburile astea de Masai, de așa, îl chemau, îl invitau să vină în lume. Deci mama n-avea treabă cu ea, aoleo, dacă mă doare, aoleo, ce poți. Ea era atentă să, ca acest copilaș să simtă, să-l cheme și să se simtă bine primit. Ești în siguranță. Gândiți-vă, un copil, și eu am fost o mamă, care am născut în condiții, deci, frică 100%. Bun. Cel puțin primul copil. Un copil care vine în această energie, e firesc că va fi un copilaș care va avea foarte mult de lucru la încrederea în sine. Inclusiv la încrederea că sistemul lui imunitar poate face față la diferite provocări. Da, stima de sine, numerologic, eu acum confirm, are de-a face cu stima de sine în strânsă legătură cu imunitatea. Sigur. Și numerologia ne confirmă asta. Sigur. Celulele noastre aud tot ce vorbim. Pardon, tot ce gândim. Ce vorbim? Că cuvântul, gândul este până la urmă un cuvânt nerostit. Da. Deci, exact. Putem spune că tot ceea ce vorbim, fie că este în cap, fie că este scos pe gură. Da. Tot ce vorbim, tot ce gândim, el aud. Este ca o portavoce. Din acest motiv... rog, și ăsta e și scopul pe care îl avem la atelier. Vrem să le arătăm mamelor cât de mare este influența a felului în care ele trăiesc viața, trăiesc provocările vieții, singure și împreună cu partenerul și apoi împreună cu restul familiei, și ce impact, cum afectează asta copilașul, pentru că în momentul în care tu înțelegi, se întâmplă cel puțin două lucruri. Îți dai, adică cel mai puțin înțelept lucru e să începi să te învinuiești, să te gândești cât ai făcut greșit și să... N-ai mai termina. Și oricum ai te învârti ca un hamster într-o roticică, pentru că tot în vină, dai în vină și iarăși în vină și n-ai ieșit nicăieri. Și vina îți dă un mare beneficiu. Când ești vinovat, ești o victimă care merită pedeapsă și rușine, cele două mecanisme pe care le cunoaștem din copilărie, deci trebuie să-ți fie rușine și trebuie să fii pedepsit. Dacă nu te pedepsește nimeni, atunci te pedepsești tu. Cel puțin folosind tot felul de descrieri care nu te onorează sau așa. Deci vina nu e bună.
te lasă în poziția asta confortabilă de vinovat. Vinovatul nu trebuie să facă nimic decât așteaptă să fie pedepsit sau rușinat. Să-i se taie capul, știi? Exact. Înlocuim, spun de fiecare dată, cuvântul vină cu cuvântul responsabilitate. Deci când am conștientizat ce s-a întâmplat, devin responsabil. O persoană responsabilă trebuie să facă un singur lucru. Să-și asume, adică două, își asumă, ok, îmi asum. Ce s-a întâmplat a fost de la mine, a fost o lecție. Mi-o asum și sunt conștient de aici încolo, lucrez la mine, sunt prezent, trăiesc viața nu așa ca o, nu știu, un parașutat, m-am trezit undeva, o trăiesc conștient în fiecare clipă. Deci am de lucru. Când mama înțelege aceste lucruri, cum spuneam, odată, deci lasă învinuirea, își asumă responsabilitatea. Deci eu sunt principalul factor. Nu sunt cauza problemelor copilului. Nu. Sunt sursa care poate cauza binele copilului. Deci dacă până acum am făcut așa și a fost într-un fel, acum pot să schimb. Deci rezolv problemele care țin de mine și de cele mai multe ori vindecarea copilului este o consecință firească, naturală, care apare blând, spontan, de multe ori, ca urmare a faptului că mama s-a pus în ordine sau și-a rezolvat ea. Zice, vai, incredibil, incredibil. Copilul doar ne semnalizează, e o extensie a corpului nostru, așa cum corpul ne semnalizează prin suferința lui că ceva e în neregulă, mai ales în planul emoțional, că de acolo pleacă toate, la fel și copilul. Zice, mama, nu merge bine, ori e prea multă frică în această casă, ori sunt minciuni în această casă, e neadevăr, ori este agresivitate în această casă și nu trebuie să, nu înseamnă că mama o bate, tatăl o bate pe mama sau invers. Am mai întâlnit și cazuri de astea, când mama îl bate pe tata. Deci, nu asta înseamnă. Poate să fie autoagresiune. Da? Nu-i folosește cu nimic copilului că eu mă învinuiesc și vorbesc tot timpul despre câte greșeli am făcut când s-a născut sau când eram însărcinată sau am căzut și eu în plasa asta. Am vorbit vreo 3-4 ani doar despre chinuri, ce prostii am făcut eu la prima sarcină. Și primii 3-4 ani al lui Pavel au fost de zici că nici n-avea sistem imunitar. Da? Că probabil l-anihilasem prin tot ce... Deci, e foarte, foarte importantă familia și când spun că e importantă familia, este important mai ales cum vibrează cei doi, cum sunt ei cu ei însuși. Deci ei cu ei înșiși și ei unul cu celălalt. Și apoi ei în raport cu lumea. Exact așa cum simt ei în interiorul lor, nu cum arată. Cum arată altora sau cum simt ei în adevărat, în interiorul lor, exact așa percepe copilul. Copilul este un detector de minciuni, știți, nu prea putem să-i păcălim așa. Dar avem impresia, ne păcălim noi că i-am păcălit. Da, exact. Cam așa. Da. Și am publicat de curând, dar pe Miwi, că eu nu mai sunt, mulțumesc, acum uite, sunt pe Facebook datorită ție. Da, că bine că ai punctat, ne mulțumeau aici mai multe persoane că te-am readus în lumină, că ai dispărut și poate ar fi bine să menționezi că n-ai dispărut, ci pur și simplu te-ai mutat pe alte rețele mai safe, să le spunem așa. Da, deci spune-le unde te pot găsi, pentru că lumea chiar mulțumește că te-am adus. Eu oricum le mulțumesc că mulțumesc, dar să știți că Cristela în continuare publică filmulețe, informații foarte utile, doar că în altă parte. Unde te găsesc, Cristela? Da. Pe mine mă găsiți întotdeauna, adică sper cât o mai fi, pe cristelagiorgescu.ro. Dacă intrați acolo, o să vedeți fiecare articol, care poate este un film sau o să vă ducă
Acolo unde eu mă aflu. Filme nu mai fac așa de multe pe YouTube, pentru că au fost cenzurate foarte multe. Se dorește să se vorbească de sănătate doar într-un anumit fel și tot ceea ce nu corespunde e considerat informație medicală eronată și atunci este șters și nu vreau să muncesc degeaba. Și atunci public pe Vimeo sau pe Patreon, mai public, așa. Dar în loc de eu, Facebook... Uite, le las linkurile cu MIUI, cu site-ul tău, Cristela Georgescu. În loc de Facebook folosesc MIUI, unde trebuie să recunosc că acolo sunt în totalitate de anul trecut, cred că din toamnă, și este o atmosferă foarte plăcută. Foarte, foarte plăcută. Nu este categoric traficul de pe Facebook, dar nu ne interesează. Suntem o comunitate, eu nu știu, cred că am aproape 7.000 de oameni care mă urmăresc și mă simt foarte bine, pentru că n-am primit decât vreo două tigăi în cap în toate aceste luni, ceea ce la Facebook erau cu zecile pe zi. Și atunci mai bine să ne folosim energia pentru altceva. Dar cum am ajuns noi să vorbim de MIUI? Deci eu n-am dispărut. Stați da, puțin. Era o replică la ce a spus cineva. De aici am plecat. Da, păi de asta îți mulțumesc și ție că ei, uite, îți mulțumesc așa. Alexandra, mulțumesc mult. N-am dispărut, dar sunt în locuri mai liniștite. Știi, pe măsură ce înaintezi în viață, știți cum e, vrei mai multă liniște. La 30 de ani mă mai duceam și eu în cluburi, pierdeam nopțile. Acum le pierd și acum, dar într-un alt fel. În alt fel, exact. Dar nu le pierd, de fapt. Da. Nu le pierd, uite, vezi cum vorbesc chiar automat. Da. La 30 de ani le pierdeam în cluburi, acum nu le dorm, dar într-un fel foarte folositor pentru mine și pentru toți cei care interacționează cu mine. Uite, apropo, că discutasem noi la un moment dat și cineva a făcut o observație, discutam despre faptul că bunicii iar... nu neapărat răsfăța, nu știu termenul pe care l-am folosit noi, dar doamna ne spunea că... Da, ideea este că doamna ne spune în felul următor că la noi în familie tatăl meu bunicul a răsfățat-o pe fiica mea. Îl certam și mi-a spus, lasă-o să o răsfățăm, că atunci când va veni în lume, când va pleca, pardon, în lume, nu o să o răsfețe nimeni. Acum 11 ani nu am înțeles, acum înțeleg și fata mea nu a devenit o răsfățată. Acum cred că poate ar fi bine să facem diferența între, că noi discutam de a lăsa copilul să facă și să nu facem noi în locul lui, mulți văd chestia asta ca fiind un răsfăț. Nu, aia e mai degrabă un control și a-i lua din utilitatea și din responsabilitățile copilului, la orice vârstă ar avea, are și el acolo mici responsabilități și știe și el să facă anumite lucruri. Al răsfățaiul îl văd ca fiind total diferit, adică da, e normal să existe un grad de răsfăț, dar nu la ăla în care să ai de toate, să faci de toate, oricând, știi, dacă la două noaptea mami vreau, nu știu, mi-e poftă de nu știu ce sau vreau nu știu ce, gata, să trăiți, executăm. Nu știu, poate aici ar trebui să accentuăm un picuț ce înțelegem prin răsfăț. Da, vedeți, asta e capcana cuvintelor, că fiecare înțelege diferit. Înțelege diferit, da, așa cum mi s-a întâmplat la cuvântul holism. Unii înțeleg bioenergie, unii înțeleg holism, că e de la holy, că e de la sfânt, religie, alții înțeleg, fiecare înțelege cum așa. Unii nu înțeleg nimic. Sunt din toate categoriile și știi cum e, și cei care nu înțeleg nimic au rolul lor, altul de a înțelege altele, nu, poate nu aici, dar în altă parte, nu da, e. Da, exact. Însă, vedeți, când bunicii de multe ori sau folosesc cuvinte ca să își mascheze, sau pentru că e foarte confruntant să-i spui nu face asta și el zice atunci lasă că o răsfăț sau nu, de multe ori zic din iubire, iarăși din iubire sau din dar este important, de fapt ce vreau să spun, ați văzut când avem un pom în grădină
Și mi s-a întâmplat că am avut niște lucrări la grădină, la casă, și muncitorii au pus niște bolovan ce aveam noi decorative acolo în grădină, eu le-am mutat locul cu câțiva centimetri. Și am văzut cum ghiocelul, deci au pus pe locul unde creșteau niște ghiocei. Ghiocelul a crescut așa pe lângă bolovan și a reușit să iasă. Dacă eu aș fi știut, aș fi zis, domne, să ajut ghiocelul. Ăștia mi-au omorât ghiocelul aici, nu poate să iasă ghiocelul. Ghiocelul și-a găsit calea, s-a strâmbat el puțin anul ăsta, la anul o să iasă drept. Dar și-a găsit calea. A ieșit cu durere puțin, da? Dar el a ieșit. Așa e și un copilaș. De multe ori viața pune diferși bolovani pe ei. Poate pentru un copilaș mic să-și închidă și returile este un bolovan. Nu înseamnă că trebuie să mă arunc să îi închid și returile. Pot să îl învăț să și le închidă singur, pot să-l încurajez, bravo, știu că te descurci. Și dacă ar fi să iau cazul acesta de care ați spus, vedeți, trebuie iară să fim atenți, că o să ajungem și noi bunici, să dea Domnul. Când spui, lasă că nu o să o răsfețe nimeni toată viața. De fapt, e ca și când ai impregna energia, calea pe care ea merge, cu această energie. Nu o să o răsfețe nimeni. E ca o, știți, ca o binecuvântare, să spunem. Doar că nu e așa de binecuvântare. De unde știu eu că nu o să o răsfețe nimeni? Tot ceea ce rostim se salvează în subconștient și acționează de acolo pe parcursul vieții noastre. Și vom atrage în viața noastră oameni care nu ne vor răsfăța? Și o să zicem, da, cu ce am greșit eu? Că nici măcar nimeni, sau așa de greu întâlnesc pe cineva care să mă răsfețe. Mă rog, ce înțeleg eu prin răsfăț? Da? Deci, aici nu e vorba să știu cuvântul din engleză, spoiled, cum se spune, da, răsfățat sau... Un fel de da, bine, la noi mai degrabă e un răzgâiat, știi, când e răzgâiat, mai spoiled, știi, da, răsfățat, da. Adică uite, poți să-l răsfeți cu iubire, să-i vorbești frumos, tot un răsfăț îl văd, adică tot o, da. o alintare, dar alintarea în sens benefic, mă, normal că îi spui că îl iubești, normal că te compoți frumos, normal că îi vorbești frumos, dar nu înseamnă că dacă se dă cu curul de pământ de fiecare dată când vrea ceva să-i faci pe plac, nu aia, adică cel puțin eu așa percep răsfățul. Categoric. Este, da. De fapt, dar știi, Alexandra, că ai spus că cu iubirea, adică de când a ajuns iubirea un răsfăț? Iubirea nu e un răsfăț, știi? Cum, adică, niciun caz. Iubirea este iubire. Na, iubirea e o stare. Și nu poți iubi pe nimeni cât timp tu nu ești iubire. Știi? Adică, cu cât vorbim mai mult despre iubire, cu atât mai puțin... suntem. De asta și simțim nevoia să trâncănim atâta despre ea, pentru că dacă am fi iubire, ar fi suficient să ne prezentăm și lumea ar simți lucrul ăsta. Sau, da? Uneori, categoric, și mie îmi face plăcere să zic de 1000 de ori te iubesc sau mi se pare că e ca un sigiliu, dar ceea ce emanăm este mai puternic decât ceea ce vorbim. Ce emanăm ca persoană, da, se simte la niveluri subtile ale ființei noastre și să nu uităm că autoturismul care ne poartă prin viață corpul îl vom părăsi la un moment dat, dar nivelurile subtile ale ființei noastre rămân și ele sunt prezente pe tot parcursul vieții și copiii sunt o astfel de vibrație, o stație de emisie-recepție care primesc toate semnalele de la frecvența mamei, de la frecvența tatălui și de la frecvența mediului în care se află. E foarte important, nu degeaba în trecut, nu intra așa oricine în casa unei familii cu nou născut imediat cum a născut. Începeau vizitele și copilul carte de vizită. Nu.
Dar și din poziția de mamă, adică și eu când am născut, adică ce-mi doream era așa, ok, cu copilul și să mă odihnesc, pentru că e o perioadă solicitantă. Asta îți mai lipsește, adică poate nici n-ai timp să-ți strângi hainele după tine, să faci curățenie, cu atât mai mult. Eu am fost nevoită să nasc prin cezareană, îți dai seama, abia mă ridicam, abia mă mișcam. Asta mai lipsea să mai vină 7.000 de oameni călare pe mine. Da, am Fără trecut. să desconsider pe cineva, că e foarte bine intenționat omul când vine, că e dornic să cunoască așa, dar din perspectiva cealaltă de mamă, eram la mod ok, mai sper că în prima lună să nu vină nimeni. Nu vină Nu nimeni, știu, nu vreau exact. să sune urât, dar asta era dorința. Ce bine că ai spus, vreau să rămân aici pentru toți care poate vor urmări și au răbdare până la final. Nu, dacă vreți să ajutați o femeie care a născut, nu vă duceți la ea. Nu vă duceți la ea, lăsați-o sau și întrebați-o atât doar. Să-ți aduc ceva de mâncare sau să vrei să-ți iau eu, să-ți spăl ceva sau vrei, dar nu vă duceți în vizită. Nu vă duceți, este groaznic, este groaznic. Abia atunci se dezmeticește. Se descoperă un nou corp care se transformă în continuare. Ea speră ca după naștere, dar el încă se... Deci ajutați-o, nu vă duceți în vizită. Este teribil de nepoliticos. Vă asigur că nu va crede că nu vă pasă de ea. Sau, dacă vreți să-i dați mesaje, dați-i mesaje și scrieți-i la sfârșit așa. Te rog să nu-mi răspunzi. Știu că îmi mulțumești, știu că te gândești la mine, știu că te bucuri că ți-am scris, dar știu și cât ești acum de ocupată, de obosită, de copleșită. Sunt alături de tine. Când ai nevoie, sună-mă. Atât. Nu sunați, dați doar mesaj și nu vizitați. Dați mesaj. Poți să te ajut, vrei să-ți aduc mâncare? Ți-o las și am plecat. Eu las soțului. Și soțul stă acolo, în linia întâi. Deci așa trebuie. Oricum o să vorbim de sarcină, de naștere, de toate aceste transformări, ca femeia să poată să-și îndeplinească, nu neapărat cu succes, că ea oricum îndeplinește cu succes, nu există. Definiția succesului, iară, e diferă de la persoană la persoană. Deci ca femeia să-și poată îndeplini toate lucrurile pe care le are în firea ei, are nevoie să se înțeleagă pe ea mai întâi, anatomic și fiziologic, emoțional și intelectual. Funcționează creierul femeii, că e diferit de al bărbatului, cum funcționează emoțiile femeilor, că sunt diferite de ale bărbatului, și cum funcționează corpul meu. Și prin astea vom trece la atelier. Și apoi soluțiile vin de la sine, vom avea și soluții. Sâmbătă vorbim de soluții, dar nu poți să mergi la soluții fără să înțelegi de unde vin problemele și cum mașina asta pe care o conduci tu prin viață, de ce are probleme și de ce se răsfrângă asupra copilului, poate. Și facem acest lucru într-un mod împuternicitor, în sensul că nicio femeie nu dorim să se simtă nici vinovată, nici păcătoasă, atenție, că sunt cele două direcții, ci să știe, să înțeleagă și să știe, ea știe oricum, dar în momentul în care nu se mai simte nici vinovată, nici păcătoasă, îi vin ideile, aude, începe comunicarea. Așa, nici înfricoșată de nimic, că n-are de ce, suntem pe mâini bune, natura, universul, Dumnezeu știu foarte bine cu ce ne-au dotat și corpul știe ce are de făcut și corpul unui copil este cu cât e bruiat mai puțin la fel și să poată să cum să spun, ziceam, când ea naște, și cu asta voi încheia, când ea naște începe să construiască la casă. Deci, în momentul în care întemeiază o familie, începe a lua terenul. Și apoi, când naște, începe să construiască. Ca această construcție să fie stabilă, solidă, armonioasă, frumoasă, da, o arhitectură care să ne impresioneze plăcut și înăuntru o atmosferă frumoasă, femeia trebuie să parcurgă un proces
de creștere, care să-i aducă împlinire, echilibru, înțelepciune. Și atunci, ea doar le va emana. Și familia și casa vor merge foarte bine. Deci, ea e prima ei grijă. Și despre cum va fi, cum e soțul a doua grijă, vorbim la atelier, că e foarte important, așa să nu facem aici neînțelegeri. Și apoi copilul. Da. Ok, apropo de cuvinte, de ce ar fi o grijă? Uite acum, că, când spunem grijă, adică cel puțin pentru mine sună da, ca fiind, îndreptat. Nu știu, adică de ce să fie o grijă și de ce să nu fie, nu știu, hai să găsim alt cuvânt. Ai dreptate. Prioritate? Când folosim acest cuvânt, știi ce facem? Îți mulțumesc, Alexandra. Vezi cât de puțin responsabili suntem în felul în care folosim cuvintele? Când spunem că copilul e prima grijă sau soțul e prima grijă, 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 da? Așa, pentru că am crescut sub imperiul fricii. Corect. Deci, ai grijă, grijă, ai grijă, ai grijă nu, să nu cazi, ai grijă să nu aia, ai grijă să nu cealaltă, corect. Da, și societatea în general, uite, da. Deci acum tot ce se întâmplă e frică, nu? Asta, dictatura fricii. Rupem esența. Rupem esența. Adică ascundem exact esența binecuvântare. Deci prima binecuvântare este femeia, a doua binecuvântare este partenerul, soțul și așa mai departe, în binecuvântări. Exact, exact. Ok. Da, uite, e foarte bine. Cu toate că de multe ori, chiar dacă suntem conștienți, poate mulți ar fi bine să înțeleagă acest aspect, chiar dacă există lucru cu propria persoană și suntem conștienți de cuvintele care le scoatem pe gură, sunt anumite cuvinte care cumva așa nu știu, sunt atât de subtile cum este și acest cu grijă, atât de subtile încât nu ți se pare că ai zis nimic greșit, din contră. Da. Cumva parcă a fost, de ce? E un cuvânt parcă foarte bun. Da, 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 nu ești conștient, deci le rostim automat, nu mai conștient. E un automatism într-adevăr în spate, dar de multe ori, poate pentru că n-am stat să analizăm cu adevărat toate cuvintele sau marea majoritate a cuvintelor care le scoatem pe gură, chiar și atunci când suntem conștienți. Adică eu aud în minte și sunt conștientă la ceea ce spun, dar undeva acolo există așa niște cuvinte care sunt subtile și alea sunt inconștiente. Adică nu că nu știu ce scot pe gură, știu ce scot pe gură, dar unele cuvinte deja au devenit automatisme, chiar și inconștiență. Nu știu dacă înțelegi ce spun. Da, da. Înțeleg bine. Un exemplu de automatism este de câte ori venea iarna, frigul, când ieșeam afară ziceam, mamă ce cancer e afară. Mm-hmm. Afară e un cancer... Știi? Până într-o zi. Și de atunci n-am mai zis. Da. Da. Uite, mai vreau acum spre încheiere să invit pe cei care ne urmăresc, că sunt în număr mare și le mulțumesc. Dacă au anumite întrebări, în ceea ce privește, cu toate că noi, chiar dacă n-am zis în mod direct familia și universul și sănătatea, chiar despre asta am vorbit, uite, de o oră, deja vorbim despre acest aspect. Dacă ei au anumite lucruri, uite, chiar Nicoleta spune că discutam noi la un moment dat despre să nu vină nimeni după ce naște, după ce femeia naște, da? Și spune că într-adevăr da, că după ce a născut și a dat seama și acum când naște cineva nu se duce de grabă, că știe și ea cum a fost atunci când, știi? Cu toate că, ascultându-te de pe tine, să știi că și eu până să nasc mi se părea cumva că năștea cineva, bă, să nu zică că nu ne pasă, că nu ne interesează, că, bă, poate ce-o zici, uite, asta n-a dat niciun telefon și când am fost de baricada cealaltă, era ceva de genul, Doamne, ajută că nu sună telefonul prea des. Se pare că alții au înțeles, poate indirect sau poate o mare parte dintre cei apropiați deja aveau copii și știau cum e. Exact. Sau la al doilea, vă spun, la primul am fost și eu așa, că ce o să zic, că ce o să... am trecut prin faza de depresie și eu după naștere, pentru că la fel a fost cezariană primul copil. Eu am crezut că o să... Bine, mi-a mai spus mai multă lume, știi? O să vezi că e totuși o operație. Lasă, dragă, decât durerea aia, mai bine ai la altă. Nu, nu. Așa, nu vorbim acum de asta, dar...
Exact cum spuneam, nu înțelegeam, adică cât o să crească corpul meu și în ce direcție și la ce nivel, și cei care veneau, nici nu vreau să mă prezint, deci nu vreau decât să fiu cu copilul atunci, adică nu mă interesa, vreau doar liniște, vreau liniște pentru copilul meu. Și la al doilea, am fost ca în poezia cu Zdreanță, zise Zdreanță în gândul lui, a făcut a dracului, nu? Așa era poezia. Așa probabil că au zis, dar am spus nu, nu, nu. Nu. Asta te învață copilul, te învață și să spui nu. Depinde dacă folosești această ocazie. Să înveți să spui nu. Nu. Așa cum acum trebuie să spunem nu la multe abuzuri care se încearcă asupra copiilor noștri și asupra noastră. Dar măcar, adică pentru copii, n-am da, nicio limită. Deci nu, dacă nu înveți să spui nu, cum o să spui nu atunci când chiar trebuie să spui nu? Trebuie să spui nu, nu. Fără să-ți fie frică de consecințele. Da, dar știi, e propoziția aia care este vestită deja. Ce o să spună lumea, maică, știi? Păi, pe mine nu mă interesează. Asta trebuie să facem noi un atelier despre cum să conservăm energia. Așa de mult ne interesează ce spune lumea, că am uitat să ne intereseze ce spune Dumnezeu. Copilul nostru este o bucățică de Dumnezeu, să știți, da? Ca și noi, de altfel, că de acolo venim cu toți. Dar acel copilaș în primele zile și toată sfințenia care este în el, deci e o părticică divină, nu vă interesează ce spune și el. Bine, acum noroc cu coronițe și covrigei, că se teme lumea. Zice, nu veni, că mi-e frică, că e mic, să nu ia, să nu facă. Mulțumim. Vezi, tot rău spre bine. Așa tot timpul există și avantaje, știi cum se spune. Da, da. Păi este principiul yin și yang sau nu, în orice rău e un mic bine și în orice bine e un mic rău. Corect. Da. Iar mama trebuie să manifestă următoarele atribute despre care noi am vorbit și în seminarul Valurile Voinței. Așa. În primul rând, neînduplecare. Neînduplecarea nu înseamnă asprime. Înseamnă nu, înseamnă nu. Poți să fii neînduplecată și să fii înduioșător de blândă, dar neînduplecată. Nu înseamnă pe aici, nu se trece. Nu. Nu trebuie să urlu, nu trebuie să mă dau cu capul, să mă lupt cu... Nu, nu. Știți? Nu înseamnă nu. Și această abilitate va trebui exersată și în relația cu copilul pe parcurs. Nu, te iubesc. Nu. Te rog, mama. Nu. Nu. Nu, neînduplecare. Nu înseamnă asprime. Repet. Și trebuie să fie diplomată, categoric, multe, multe calități pe care trebuie noi să le avem și pe care oricum le avem, suntem dotate cu ele, doar că uneori uităm sau nu conștientizăm. Așa. Mai sunt întrebări pentru noi? Nu, uite, cei care au fost foarte atenți și foarte ascultători, deci nu au întrebări și asta înseamnă că am fost noi, cred că, suficient de clare, cel puțin pentru acest scurt timp pe care ni l-am propus. Important este, cum spun eu tot timpul, măcar o idee, dacă rămâne de aici, care te ajută să-ți îmbunătățească viața, crede-mă, ai primit maxim de mult, pentru că chiar dacă nu pare mult acum, peste un timp o să pară enorm. Și până la urmă, știi cum e, și o casă când o construiești, fiecare cărămidă contează, apropo că ai zis și tu de construcție, știi? Uite, un pic aici, un pic acolo, un pic dincolo, o cărămidă aici, o cărămidă mai încolo, o cărămidă dincolo și astfel croiești sau clădești acea casă, fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de casa familiei, dar într-un final va fi una foarte frumoasă. Dacă vrei direct să ai casa frumoasă, casa metaforic vorbim acum, dar nu vrei să pui nicio cărămidă sau fiecare cărămidă ți se pare proastă, stricată, nu știu, că nu este rezistentă și o arunci, nu știu când mai termin casa aia. Nu? Aș spune. Eu îți mulțumesc, Cristela, îi aștept și invit cu drag pe toți cei care ne ascultă acum în direct sau cei care vor asculta înregistrarea, vom urca și pe YouTube și o veți găsi și la Cristela.
Ne vedem pe 19 și 20 martie la seminar. Mai e un seminar în mai, dar cu siguranță ne vom mai revedea și ne vom mai reauzi până atunci. Ele, cum spunea și Cristela, au legătură unul cu celălalt, dar chiar dacă nu ați fost la unul dintre ele, nu este, adică nu vă gândiți că dacă n-ați fost la cele din spate, nu veți înțelege, nu. Pentru că tematicile sunt structurate în așa manieră încât pot fi pliabile pe, adică se pliază pe o tematică anume, chiar dacă celelalte nu au fost făcute. Ce mai este foarte important, Cristela, să le menționăm, că cei care vor fi prezenți vor primi înregistrare, suport de curs pentru a reasculta informația. Conștientizăm importanța reascultării, pentru că de multe ori poate nu suntem atenți sau nu neapărat că nu suntem atenți, nu suntem pregătiți să auzim anumite informații și faptul că le reauzim ulterior ne poate ajuta extraordinar de mult. Eu vă mai mulțumesc încă o dată, îți mulțumesc din nou și ție, Cristela, și îmi plac la nebunie lalelele acelea, mă gândeam în timp ce vorbeai de copil, zic uite așa ca o lalea din spate să înflorească și copiii în viața noastră, în viața lor, de ce nu, și în viața tuturor până la urmă. Da, mulțumesc frumos tuturor. Îmi dai voie să zic o poveste la te final? Te rog, chiar te rog, îmi plac încheierile. Chestia asta de pe Miwi, deci cei care probabil l-au citit acolo o cunosc, dar în Austria ne confruntăm cu o realitate care nu credeam că va ajunge vreodată realitate în privința măsurilor care se iau aici și de asemenea în privința modului în care surprinzător, ne-au luat prin surprindere reacțiile a multe persoane care sub imperiul fricii s-au transformat. Deci nu i-am mai recunoscut. Așa. Și fiind așa niște clipe de încercare în care eu am simțit cumva, am perceput ca o energie a trădării foarte crescătoare tema mea principală, bineînțeles. Caut să nu... Asta, povestea este despre cum copilul întărește ce am povestit toată ora noastră, despre lucrurile despre care am vorbit și despre ce o să vorbim și la atelier. Și am vorbit așa cu Călin că eu fiind mai sensibilă nu o să-mi exprim toate sensibilitățile mele în fața copiilor. Da, deci eu să joc puțin teatru, ca să zic așa. Mai ales în clipele astea cele mai grele. Pentru că unele vești vin, știi, te pălesc așa în moalele capului. Da, bun. Și într-o seară stăteam așa și Petru, băiețelul mai mic, mi-a pus în mână săculețul ăsta așa. Adică eu stăteam așa, eram cu pumnii încleștați și noi mâncam, totul era bine și frumos la exterior, dar se simțea că ceva. Și el mi-a zis, mama, și mi-a pus ăsta așa, mi-a dat. Ăsta este un săculeț, vreau să vă arăt, pe care l-a primit la ziua lui anul trecut, de la școală, așa, cu păpușele, care ți iau grijile. Ce tare! Așa, sunt păpușele făcute în Guatemala. Sunt foarte micuțe. Super. Așa, se vede? Da, 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 se vede. Așa. Deci sunt aici vreo 6 păpușele și copilașii din Guatemala primesc chestia asta. Uite aici o altă păpușică. Sunt micuțe așa făcute din materiale naturale. Așa. Și... copilașii din Guatemala primesc săculețul ăsta la ziua lor și dacă au griji, seara își pun o păpușică sub pernă și păpușica le ia grijile și a doua zi gata, ei nu mai au nicio grijă și Petru mi-a dat mie săculețul ăsta. Și după ce mi l-a dat, bineînțeles că m-am impresionat și mai tare. Te-ai sensibilizat și mai tare. Da, exact. Și Pavel, care urmărea din partea cealaltă a mesei ce se întâmplă, zice, mama, e tot în regulă la tine acum? Zic, mama, da. Și zic, chiar dacă nu e, o să fie. Mama lucrează și o să fie.
asta nu are legătură cu voi. Zic, astea sunt problemele lui mama și mama o să le rezolve. Mama trebuie să se confrunte și ea, e încă la școală. Așa. Și Pavel atunci mi-a zis replica asta. Mama, bine, dar tu nu înțelegi ceva. Mie nu o să-mi fie niciodată bine atâta timp cât ție ți-e rău. Deci, ăsta e mesajul cu care vreau să le las pe mame. Copiii asta simt, poate nu pot exprima, dar lor nu le va putea fi niciodată bine atâta timp cât la noi în interior e furtună sau apa fântânii e otrăvită. Să avem grijă de fântâna noastră. Mulțumesc! Da, foarte frumos! Mulțumesc! Am rămas și eu așa, m-am cufundat în mine, ca să spun așa, în timp ce povesteai. Le urez tuturor o seară frumoasă. Poate ne spui de unde găsim acele minunate păpușele? Mi-au scris niște mămici care au văzut postarea mea pe Miwi că au găsit pe Amazon, mă rog, știți cum e cu etica, acum cine are probleme de etică, nu știu, dar păpușele din Guatemala, el le-a primit de la cineva care chiar fusese în Guatemala. Uh-huh. Așa, și a adus aici la ziua de naștere a copiilor, nu prea se aduc chestii de astea, copilașii mă refer de la școala Waldorf. Se caută să fie din lucruri cât mai din materiale naturale, cât mai simple, nu sponsorizăm industria producătoare de jucării. Însă am înțeles că pe Amazon a găsit cineva și dacă... Sau poate cineva care face și la noi în România și nu numai poate să facă. Deci dacă uitați așa le zice Zorgen Puppen, adică păpușele grijulii care iau grijile, Zorgen Puppen. Păpușele din Guatemala, căutați așa păpușele sau poate se găsește și în engleză cu titlul ăsta. Nu știu, dar dacă nu să facă cineva, cine ne-a urmărit, uite o idee. Da, păi de-aia am și spus că poate sunt persoane care fac, cunosc printre cei care ne urmăresc persoane foarte creative care fac tot felul de chestii din astea, din materiale textile, din materiale ușoare care nu necesită poluare și așa, tot mai eco. Și poate, uite, e o idee pentru că am văzut o parte dintre ei sunt, cum spuneam, foarte creativi și au făcut tot felul de lucruri foarte, foarte mișto, inclusiv dischete. Văzusem la una din fete dischete de curățat fața din textil ca să nu poluăm, alea se curăță, se spală frumos și după aia pot fi refolosite. Deci, de asta spun. Creativitatea feminină este atributul nostru și trebuie folosit. Corect. Da. Vă îmbrățișez, mulțumesc! Dăm închiderea aici, pentru ca să nu se piardă povestea, rămânem cu închiderea. Seară frumoasă tuturor, vă dorim! La revedere!